Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Svetlana Gore și bun găsit la Telejurnal. Suntem în direct pe TVR Moldova și TVR Info. Pentru început să vedem titlurile acestei ediții. România va acorda Republicii Moldova $600.000 pentru întărirea rezilienței și capacității de apărare. Potrivit Ministerului de Externe al României, contribuția se va face prin intermediul fondurilor NATO. Mii de oameni s-au adunat la această oră în centrul Chișinăului pentru a sărbători pentru a doua zi la rând hramul orașului. Cel puțin 40 de oameni au murit într-o explozie dintr-o mină din Turcia. 60 de mineri au fost scoși din subteran, dar rămâne cel puțin un dispărut, potrivit ministrului de interne din Turcia. Începem Telejurnalul cu o știre de ultimă oră. 8 microbuze au fost cuprinse de flăcări pe strada voluntarilor din Chișinău. Colega mea, Natalia Chicu, se află la locul incendiului și ne spune mai multe. Natalia, bună seara, te ascultăm! Bun găsit, incendiul a izbucnit la ora 16:50 pe strada voluntarilor 15 din sectorul Ciocana. Incendiul a izbucnit aici în preajma unui depozit unde se află mai multe microbuze dezmembrate. În preajma se află și un servis pentru camioane. Incidentul a fost înregistrat la 16:50. Imediat au venit 3 echipaje de pompieri. Una dintre acestea se mai află și acum la fața locului. Se alimentează cu apă pentru a stinge toate focarele și nu a lăsa incendiul să se răspândească. Focul a izbucnit la unul dintre microbuze, după care s-a extins la altele 7. Toate au fost făcute scrum. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Potrivit pompierilor, deocamdată cauza izbucnirii acestuia nu se cunoaște. Trebuie să precizăm că este al doilea incendiu de proporții produs timp de o săptămână în Chișinău. Acum 6 zile, pe strada Uzinilor, a izbucnit un incendiu la un depozit de colectare a plasticului. Deocamdată acestea au fost informațiile, cu alte detalii vom reveni în jurnalul mai târziu. Natalia, îți mulțumim pentru aceste informații. Continuăm telejurnalul. România va acorda Republicii Moldova $600.000 pentru întărirea rezilienței și capacității de apărare. Anunțul a fost făcut astăzi de Ministerul de Externe al României, potrivit căruia contribuția se va face prin intermediul fondurilor NATO. Șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, i-a transmis secretarului general NATO scrisorile de informare privind decizia luată de guvernul de la București. Ministerul Afacerilor Externe anunță acordarea unor contribuții voluntare ale României la fondurile NATO dedicate întăririi rezilienței și capacității de apărare ale Ucrainei, Republicii Moldova, Georgiei și Regatului Hașemit al Iordaniei, în valoare totală de până la $1.400.000. Astfel, România va contribui la consolidarea rezilienței și capacității de apărare ale Ucrainei, care se confruntă cu agresiunea ilegală, neprovocată și nejustificată a Federației Ruse prin acordarea până la $400.000 și ale Republicii Moldova prin contribuția de până la $600.000. În comunicat se mai spune că $300.000 vor fi acordați Georgiei, iar Iordaniei îi va reveni suma de $100.000. Decizia corespunde priorităților de politică externă și de securitate ale României, creșterea profilului în cadrul NATO și îndeplinirea obiectivelor de consolidare a securității pe flancul estic, în special în regiunea Mării Negre. Amintim că în cadrul recentei vizite la Chișinău, ministrul român al apărării, Vasile Dâncu, a declarat că Republica Moldova va beneficia de instruiri din partea armatei României. Tot atunci, la Chișinău, a fost și ministrul apărării al Germaniei, care a promis drone pentru Armata Națională. Acum câteva zile și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit despre consolidarea capacităților de apărare. Asta e răspuns la toată coloana a cincea pe care o are Kremlinul aici. Atunci când noi vorbim că avem nevoie de consolidarea securității naționale, da? Ei ne spun, Doamne ferește, noi suntem neutri. Iată, să ia neutralitatea asta și să o îndrepte spre rachete, să vedem, o să fie vreun efect de la... Deci neutralitatea trebuie consolidată pentru a-ți apăra
spațiu aerian. Din moment ce avem o soluție pentru astfel de pericole, o să anunțăm, o să fie totul făcut transparent în interesul securității naționale. Astăzi este Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural. Cum au sărbătorit această zi locuitoarele dintr-un sat din nordul Republicii Moldova, vedeți în telejurnal. Hramul Chișinăului a trecut, dar sărbătoarea continuă și astăzi. Pe ritmuri de muzică populară, petrecăreții au făcut cozi la grătarele încinse pe bulevardul Ștefan cel Mare, ce au lăsat în fum centrul orașului. Cei care s-au plictisit de multă mâncare și băutură, astăzi au trecut și pe la Târgul Meșterilor Populari. Prima zi de hram s-a încheiat cu multă voie bună. Mii de oameni au stat până târziu ca să-și asculte artiștii îndrăgiți. Zdop și Zdup, frații Advahov sau Carla Dreams. A gustat din distracție și primarul Ion Ceban, care a urcat pe scenă și a dansat pe muzica zdupilor. Felicit cu ziua orașului în care trăiți, care vă formează și pe care îl formați în multe privințe, ca și cultură, și nouă permanent a fost în locuri de frunte cultural și așa trebuie să rămână. După ziua de ieri, astăzi petrecăreții au venit mai târziu în piața Marii Adunări Naționale. Unii au sărit peste micul dejun de acasă pentru a-și împlini pofta cu bunătăți de la tarabele din centrul orașului. Prețurile le-au cam tăiat unora apetitul. 60 de lei, mă tincă, da? 100. 50? 50, 100. E cam scump, dar ce-i să faci? Trebuie de mâncat. O flămânzit deja, da. Ce spun oamenii despre prețuri? Sunt, cum să spuneți, scumpșoar, dar ce să facă? Dacă e ziua orașului, ziua orașului. În scoarul catedralei au fost amenajate târguri cu produse locale și cu obiecte ale meșterilor populari. Aici sunt lucrări din pănuș, găsă diferite tehnici de a împleti lucrarea, să se combină. Colorăm cu coloranți naturali și obținem niște lucrări așa, frumoase. Cu mare drag am venit la târg cu catrințe naționale, brâie, prosoape, brobozi, băsmăluțe, covoare și le doresc să fie o zi frumoasă, cu cântec și voie bună. Foarte interesant, Iermaroc. Timpul foarte frumos. Rămâne numai să savurăm și să privim oamenii, să ne bucurăm că avem o sărbătoare așa mai specială în oraș, când putem să ne întâlnim și cu prieteni. Printre zecile de petrecăreți am întâlnit și mulți turiști. It's a very beautiful city. I really like it. I enjoy this kind of festival very much. Prosperitate, desigur. Să fie ordine, să trăiască aici oameni fericiți. Această seară va culmina cu recitaluri susținute de Cristofor Alda Teodorovici, Mihai Ciobanu, Constantin Moscovici, Doina Sulac, Doredos și alții. În afara Chișinăului a fost o sâmbătă obișnuită, deși a existat și motiv de sărbătoare. Este Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural. Doar că la țară o zi de toamnă hrănește un an. La Rublenița, raionul Soroca, am găsit femeile în câmp, dar și cu treburi prin gospodării. Totuși, unele ne-au spus că odată cu apusul soarelui vor găsi timp și pentru un pahar de must. Noi nu sărbătorim, că noi muncim. Mamă, e toamnă, avem de strâns pe dealuri, strângem roadă. Zinaida spune că nu are timp pentru a sărbători Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural, deoarece munca din gospodărie nu așteaptă amânare. Dimineața ne scolăm, muncim, seara până seara muncim și asta e, muncim, trebuie să trăim cumva. Iar ca Zinaida sunt și alte femei care spun că o zi de toamnă hrănește un an. Vai de mine! E sărbătorită pentru noi azi, sărbătoare tocmai de seară. Astăzi vedeți cum e la noi o zi muncitoare. Noi, femeile de la sate, de la țară, sunt femei universale. Ele
dovedesc tot ce, tot ce ne înconjoară, tot dovedesc să facă. Și lucru bărbatului, și a crește copiii, și a orice lucru. Și a face vin, și a lubie, când trebuie. Nu prea sărbătorim, dar dacă este așa zi, cred că o să, un pic în familie, poate seara, o să sărbătorim și noi. Iar Aurica e convinsă că femeile sunt mult mai harnice decât bărbații. Undeva la 65% femeia lucrează mai mult ca bărbatul. Și merit să aibă ziua lor sărbătoare. Da, merităm să avem o sărbătoare și să o sărbătăm foarte frumos. De acasă strângem frunze pentru sarmale, pentru plăcinte. Statisticile oficiale arată că în satele din Republica Moldova locuiesc peste 1 milion de femei. Majoritatea lucrează în domenii precum agricultura, învățământ, administrație publică sau comerț. Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural a fost marcată pentru prima dată în anul 1995. Maya Sandu a fost inclusă de publicația americană New York Post într-o listă a femeilor lideri care l-au înfruntat pe Vladimir Putin. Cine mai apare alături de președintele Republicii Moldova, vă spunem la știri. Uniunea Europeană va oferi 10 milioane de euro pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Banii vor fi acordați prin intermediul proiectelor Organizație pentru dezvoltarea antreprenoriatului. În ultimii 4 ani, UE a investit 4,25 de milioane de euro în dezvoltarea antreprenoriatului din Republica Moldova. Călin Hartiș a deschis în 2016 o mică afacere de fabricare a articolelor din carton ondulat și hârtie craft. Pentru a-și dezvolta întreprinderea, a aplicat la 2 proiecte ale Organizației pentru dezvoltarea antreprenoriatului. A câștigat 2 granturi în valoare de 450.000 de lei. A pornit afacerea cu 5 angajați, iar acum are 30. Pentru a-și eficientiza întreprinderea, a aplicat și la programul Ecologizarea IMM-urilor. Programul de ecologizare, am cumpărat o presă, este o presă specială pentru o mașină care e tăiat și această presă ne ajută să balotăm ceea ce ne iese din materia primă, adică maculatura. E sigur că voi mai aplica atât retehnologizare, mă gândesc internaționalizare, acum suntem în proces de analiză. Uniunea Europeană a anunțat că va oferi încă 10 milioane de euro pentru ca întreprinderile mici și mijlocii să devină eficiente energetic și inovative, lucru care va ajuta Republica Moldova să se apropie și mai mult de standardele familiei europene. Economic and investment plan for this partnership, which was launched in July 2021, has 5 flagships. For Moldova, the flagship number 1 is about supporting a sustainable, innovative, green and competitive economy. In this flagship, the EU has committed to support in the next years 50,000 Moldovan. Ministrul Economiei Sergiu Gaibu a anunțat că acum se negociază semnarea unui nou acord de granturi cu UE privind programul de sprijin al IMM-urilor. Deja suntem în discuții pentru a iniția următorul program de susținere. El se planifică pentru următorii 4 ani de zile și în discuție este un buget de circa 10 milioane de euro. În acest an, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a lansat mai multe programe pentru întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova, printre ele retehnologizarea și eficiența energetică, dar și start-up-uri tehnologice. Până la finele lui 2022 va fi dat startul unui proiect care vizează afacerile din turism. Programul dedicat turismului rural, un program așteptat de antreprenorii din acest sector. Urmează în această lună să fie demarate consultările publice. Au fost alocate deja circa 6 milioane de lei de la bugetul de stat pentru a pilota și a lansa acest program. În perioada 2018-2021, Uniunea Europeană a finanțat 3 dintre programele de sprijin a antreprenorilor implementate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Este vorba despre proiectele Pare 1+1, Femei în Afaceri și instrumentul de susținere a digitalizării afacerilor, cu un buget de 4,25 de milioane de euro. În total, 564 de întreprinderi au beneficiat de finanțări nerambursabile, vouchere, instruiri și consultanță, fiind create 1582 de locuri de muncă. Ajutorul din partea Uniunii Europene a atras investiții de peste 8 milioane de euro în economia națională.
930 de pachete de țigări au fost găsite de câinii Poliției de Frontieră și ai Serviciului Vamal, specializați în depistarea produselor de tutungerie. S-a întâmplat în această noapte la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați. Țigările erau într-un microbuz care urma să ajungă în Germania. La volan se afla un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 36 de ani, care la controlul Vamal a spus că nu are nimic de declarat. Câinii însă au semnalat că în microbuz ar fi țigări care erau ascunse în pereții laterali ai vehiculului. Cele peste 18.000 de țigarete urmau să fie comercializate pe Piața Neagră din Uniunea Europeană. Pe două roți și cu tricolorul lângă ei, așa a pornit o echipă de basarabeni la Iași pentru a-i omagia pe eroii români căzuți pe câmpul de luptă. Cicliștii înscriși în concursul Ștafeta Veteranilor spun că vor trece și prin localitățile unde s-au născut eroii. Ștafeta Veteranilor este organizată în întreaga Românie, iar pentru al doilea an și în Republica Moldova. La Chișinău, startul a fost dat din fața cimitirului eroilor români, iar participanții au pornit la drum nu înainte de a primi tricolorul. Noi, echipa din Basarabia, astăzi primim tricolorul și o să-l ducem de aici, de la cimitirul eroilor. O să meargă pe tot traseul și suntem ferm convins că acest tricolor o să ajungă și în localitățile celor care au fost mormântați, ostașilor care au fost mormântați aici. Este un eveniment de suflet, un eveniment patriotic. La ediția din acest an, ștafetei veteranilor s-au alăturat și participanții războiului de la Nistru și ofițeri din Armata Națională. Itinerarul care îl vor parcurge vor aminti populației despre eroii neamului, pentru că prin această amintire noi nu le permitem să dispară în neant. Asemenea acțiuni trebuie să promovate, trebuie să fie realizate cât mai multe. Din Chișinău, cicliștii și-au continuat traseul prin mai multe raioane, iar mâine urmează să ajungă la Iași. Cu sacul legat în spate și armele în mâini. Vă salut! Ștafeta Invictus continuă. Am ajuns în Călăraș. Ștafeta veteranilor se va încheia în localitatea Carei din județul Satu Mare. Maratonul este la noua ediție, fiind organizat de Invictus România. La ștafetă participă și peste 500 de sportivi care vor parcurge 3300 de kilometri, în scopul promovării valorilor naționale și a respectului pentru eroii români. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost inclusă într-o listă a femeilor lideri care l-au înfruntat pe Vladimir Putin. Alegerea a fost făcută de publicația americană New York Post. În listă se mai regăsesc premierul Estoniei Kaja Kallas, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, prim-ministrul Finlandei Sanna Marin, dar și ministrul german de externe Annalena Baerbock. Potrivit publicației, Maia Sandu s-a făcut cunoscută pentru poziția neclintită în condamnarea invaziei ruse în Ucraina. Asta deși Chișinăul este dependent de gazul rusesc. Publicația mai precizează că sub conducerea Maiei Sandu, Republica Moldova a primit un număr mare de refugiați și și-a păstrat politica pro-europeană. După o vară caldă, guvernele din Europa așteaptă o iarnă blândă în condițiile în care aproape toate statele au renunțat la gazul ieftin rusesc. Din acest motiv, apropierea iernii face pe economiști să fie mai atenți la previziunile meteo. Ce speranțe le dau meteorologii, vă spunem în telejurnal. Cel puțin 40 de oameni au murit într-o explozie dintr-o mină din Turcia. 60 de mineri au fost scoși din subteran, dar rămâne cel puțin un dispărut, a anunțat ministrul turc de interne. Deocamdată nu se cunosc cauzele exploziei, dar primele indicii spun că ar fi fost vorba despre o scurgere de gaze. Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a mers astăzi la fața locului. A fost o noapte lungă pentru echipele de salvare și pentru familiile minerilor afectați de acest dezastru. Explozia s-a produs într-o mină de cărbune din provincia Bartin, în nordul Turciei. 110 kişi kardeşimiz orada çalışıyor idi.
ve bunların bir kısmı kendisi bu patlamadan hemen sonra üst kotta olanlar çıktılar. Bir kısmı kurtarıldılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. Cei 49 de mineri lucrau în două grupuri în așa numită zonă de mare risc, cuprinsă între 300 și 350 de metri adâncime. Mai mult de jumătate sunt încă acolo, iar echipele de intervenție fac toate eforturile să ajungă la ei, dar suflul deflagrației a avariat structura minei. Galerilerimizde havalandırma tertibatı şu anda sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Deocamdată nu este sigur ce a provocat explozia. Agenția pentru gestionarea dezastrelor a vehiculat și ipoteza unui transformator defect, informație pe care a retras-o ulterior. Procurorii turci tratează cazul ca un accident, dar au deschis o anchetă, iar președintele Erdogan și-a anulat programul zilei de astăzi pentru a merge la locul tragediei. Autoritățile ucrainene descoperă noi cazuri de tortură în regiunea Harkov după retragerea forțelor rusești. Raportorul Organizației Națiunilor Unite pentru Acte de Tortură a confirmat aceste informații. Pe front, în pofida bombardamentelor intense cu rachete asupra orașelor ucrainene, trupele ruse au continuat să piardă teren în estul Ucrainei. În schimb, Moscova pare să fi schimbat strategia și a trimis soldați în Belarus la manevre comune cu armata acestei țări nu departe de frontiera cu Ucraina. Rusia a trimis soldați în Belarus ca parte a înțelegerii cu autoritățile de la Minsk de a se instrui împreună în apropierea frontierei cu Ucraina. Liderul de la Minsk, Alexander Lukashenko, a plasat țara în stare de alertă teroristă sub pretextul că există tensiuni la granița cu Ucraina. Kievul a negat că intenționează să atace Belarusul, dar se așteaptă la o ofensivă rusă de pe teritoriul acestei republici. Погляньте, як занепокоєний ворог, послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе. Так, у них ще є люди, яких вони кидають в атаки, у них є зброя, ракети, є шахеди, які вони застосують проти України. În altă ordine de idei, noi soldații ruși care au primit recent ordine de mobilizare sunt nevoiți să-și cumpere singur veste antiglonți, potrivit dezvăluirilor serviciilor secrete occidentale. Serviciile de securitate ucrainene anunță că rușii au abandonat în regiunea Herson un depozit plin cu muniții, iar presa americană precizează că de la începutul războiului, Rusia a pierdut peste 6.000 de piese de echipament. Industria militară a Rusiei încearcă să facă rost de componente și aparatură tehnică sofisticată, însă demersul este dificil din cauza sancțiunilor. În schimb, armata ucraineană așteaptă sistemele de luptă sofisticate din Statele Unite. Тому що наші хлопці вже завершують навчання на ньому. Це якраз система протиповітряної оборони. Також є рішення Сполучених Штатів про постачання нам дуже відомої системи NASAMS, перших декілька установок, де теж вже відбувається навчання наших specialiștii și unii teși budut postavlăni samă țiomul misiții. Pe de altă parte, Elon Musk a anunțat că nu mai poate finanța singur folosirea serviciului Starlink de către armata ucraineană și a căutat sprijin la Departamentul Apărării. Dar Pentagonul a precizat că mai sunt companii care pot asigura astfel de servicii în afară de compania SpaceX. Compania lui Elon Musk a donat Ucrainei 20.000 de sateliți Starlink, iar costul operațiunii este de 80 de milioane de dolari. Statele Unite au acordat Ucrainei asistență militară în valoare de 18,3 miliarde de dolari în timpul mandatului președintelui Joe Biden. Potrivit unui sondaj efectuat de Universitatea Cambridge și guvernul de la Londra, europenii sunt în continuare favorabili pentru continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei și noi ajutoare din partea NATO către Ucraina. Unii occidentali sunt de părere că sancțiunile ar trebui înăsprite și ar fi dispuși să suporte consecințele care ar afecta nivelul lor de trai. Apropierea iernii îi face pe economiști să fie mai atenți la previziunile meteorologilor. După o vară caldă, guvernele din Europa și-ar dori și o iarnă blândă, în condițiile în care aproape toate statele au renunțat la gazul rusesc ieftin. Totuși, meteorologii avertizează că ar putea exista riscul unui val de frig care ar crește brusc cererea pentru încălzire. Țările europene s-au grăbit să-și umple depozitele de gaze încă din timpul verii, în așteptarea unei ierni geroase care ar duce la creșterea consumului de gaz pentru producerea de energie electrică.
iar previziunile cercetătorilor de la Centrul European pentru Prognoza Vremii par să confirme temerile politicienilor și ale populației. Europa s-ar putea confrunta cu un val de frig chiar în luna decembrie. So this is not about White Christmas. It's not about Armageddon happening in December. We cannot say that, and nobody can realistically say that. For me, this is about, you know, can we just relax because we had a very warm summer and so winter will be mild. And if you want, the answer at this stage is no. We cannot relax. There is still a very significant risk of having a cold outbreak, and if anything, the risk is slightly higher than usual in early winter this year. În această perioadă, în vestul și nordul Europei, vremea este destul de bună, însă decembrie ar putea aduce un front rece, tocmai din Siberia. Dar nici previziunile savanților nu pot fi foarte exacte, așa încât nu se știe cât va dura această perioadă de gel. I think that if you want certainties, then you don't talk to scientists, you talk to priests. So science is the best tool that we can have. But if you don't agree to work with something else than absolute certainty, then go for religion. That's my answer. Așa că în săptămânile următoare, meteorologii vor fi cei mai ocupați oameni pentru a furniza informații cât mai exacte despre sosirea iernii. Una dintre cele mai mari voci ale României, soprana Mariana Nicolescu, a murit ieri la vârsta de 73 de ani. Artista a cântat pe cele mai importante scene ale operei mondiale și a primit numeroase distinții. S-a stins o viață de om, o voce inconfundabilă, un artist complet, a transmis ministrul culturii din România. Mariana Nicolescu era internată în spital din 19 septembrie, dar deocamdată nu a fost comunicată cauza decesului. La Grand Diva Rumană sau Regina del Belcanto, cum a fost numită Mariana Nicolescu de jurnaliști și specialiști, e considerată una dintre marile voci ale timpului nostru. Născută la Giurgiu și formată la Brașov și Cluj, iar apoi la prestigioasa școală de canto de la Roma, celebra soprană a fost vedetă în numeroase spectacole pe marile scene ale lumii, de la Scala din Milano la Metropolitan Opera din New York sau Royal Festival Hall din Londra. În 1993, la invitația Papei Ioan Paul al II-lea, soprana a cântat colinde românești la primul concert de Crăciun de la Vatican. Potrivit unui studiu, Mariana Nicolescu a fost prezentă în cele mai multe premiere absolute pe scena Teatrului Scala din Milano. În 1997 a interpretat, în premieră mondială, sub bagheta lui Lorin Mazel, Seven Gates of Jerusalem, dedicată celor 3000 de ani ai orașului sfânt. Acele momente înainte de a intra în scenă, în care concentrarea este extraordinară și dorința aceasta de a învinge o bătălie, tracul este paralizant, emoția te înalță. Mariana Nicolescu a fost și o promotoare activă a artei lirice în România și mentor pentru câteva generații de artiști români. Din 1995 a patronat concursul internațional de canto Hariclea d'Arclay, dedicat artiștilor între 25 și 30 de ani, inițiativă pentru care a primit medalia UNESCO pentru merite artistice. Îi invit pe scenă pe zmeii mei! Cariera Marianei Nicolescu a fost încununată de numeroase distincții. În 1993 a devenit membru de onoare al Academiei Române. A fost de asemenea numită comandor al Republicii Italiene, ofițer al Ordinului Artelor și Literelor în Franța și a primit Ordinul Național Steaua României pentru merite excepționale. În continuare să vedem cum va fi vremea mâine. Bine v-am
v-am găsit! În Republica Moldova, vremea va redeveni frumoasă pentru că soarele își va face din nou apariția. Ploile vor lipsi cu desăvârșire, iar temperaturile vor mai urca câteva grade în termometre. La noapte, minimele vor oscila între 5 și 7 grade, iar mâine se vor înregistra valori termice între 15 și 17 grade. Cerul va fi senin în toate zonele, așadar ne vom bucura din plin de razele soarelui și de o atmosferă superbă de toamnă. Și la Chișinău se anunță vreme bună, așteptăm o minimă de 5 grade la noapte și cer senin și o maximă de 16 grade mâine în orele prânzului și soare generos. Aceleași tendințe meteo vor fi mâine și în România. Vom avea parte de vreme frumoasă și însorită, cu maxime termice cuprinse între 15 și 22 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Doamnelor și domnilor, aici punem punct telejurnalului, dar știrile continuă pe tvremoldova.md și pe pagina noastră de Facebook. Imediat începe reportajul telejurnalului. Eu sunt Svetlana Gore și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!